Dragi, dragi, bine ați venit la horoscopul lunii decembrie. O lună în care vă veți simți bine, pentru că luna, guvernatoarea voastră, trece de două ori prin ograda voastră. Chiar în prima zi a lunii se află în ograda voastră, dar și la sfârșitul lunii. Iar la sfârșitul lunii, cu o minunată lună plină în rac. Este momentul vostru de strălucire, de încărcare a bateriilor, de îmbrățișare din partea mamei voastre, luna, care vine cu daruri. Vine cu lucruri minunate. Ce drept, finalul de an vă găsește în îmbrățișarea lunii. Chiar pe 27 decembrie are loc faza de lună plină, cât casa la voi în zodie, și care e minunată, emoțională, sentimentală, plină, nu? E lună plină, plină de emoție, plină de lucruri mărețe pe care vrea să le facă, să le faceți voi împreună, începând cu anul viitor, că e un final de an, încât voi intrați în 2024 cu o grămadă de planuri. Sunteți plini de dorințe, vise, planuri, obiective mărețe pe care vreți să le atingeți. Și puteți. Zona viitorului se arată a fi foarte interesantă pentru voi. Mari vise, mari planuri v-ați setat voi în perioada imediat următoare. Și pe care, cine știe, poate încă de pe acum începeți un pic să le pregătiți, că veți vedea pe diverse planuri ale vieții că aveți activitate, nu glumă. Și în zona iubirii se mișcă ceva, și în zona profesiei, carierei se mișcă ceva, și în zona, nu în zona banilor mai puțin, dar vom vorbi la final și despre bani. Ziceam că sunteți plini de planuri mărețe, de viitor. Aveți două planete acolo în Taur, care e un sector al marilor voastre, al viziunilor voastre de viitor, și de aceea abia așteptați să le puneți în aplicare pe acestea. Hai să vedem pe diverse planuri cum stați, că tocmai v-am spus că aveți activitate cam peste tot. Zona iubirii pentru voi, raci, este acoperită de Scorpion, care a fost în ultimele două luni fantastic de agitată, vânzolită, dată peste cap, un și de la capăt, răsturnări, schimbări, provocări de toate. E foarte posibil să fie avut. Dacă le-ați depășit, slavă Domnului, ziceți mersi și treceți mai departe. Poate așa o ultimă codiță de cometă mai trece prin zona iubirii, prin faptul că Venus intră în Scorpion în această lună și de acolo, din Scorpion, va forma niște opoziții. Ultimele două luni au fost pline de opoziții pe axa Scorpion-Taur, Scorpionul fiind în zona iubirii la voi, încât inima voastră a fost foarte palpitantă în perioada asta. Multe dușuri calde și reci ați avut, multe suișuri și coborușuri, multe surprize, multe provocări, încât și acum este o ultimă posibilă provocare. Prin aceste ultime două opoziții din seria de vreo 8 care s-au produs în aceste ultime 3 luni. 8 opoziții către inima voastră, cu siguranță nu v-ați simțit chiar liniștit. Și voi sunteți o zodie emoțională, o zodie care pune suflet, o zodie care trăiește intens emoția. Și probabil ați trăit-o de-a binelea. V-a cam scos din zona de confort și de liniște și de rutină în ultimele câteva luni și probabil și în această ultimă lună a anului mai aveți o mică furtună emoțională. Dar poate se așează apele. E ploaia de final, după ce a fost furtună, mai plouă așa un picuț până când apele se revin în matcă și se liniștesc. Că din alte puncte de vedere, tot această Venus va primi și niște aspecte foarte bune de la Saturn și de la Neptun, două planete care o îmbrățișează, o mângâie pe Venus acolo. Și celelalte planete, culmea, lunile anterioare au fost foarte provocatoare și cu aceste multiple opoziții, dar și cu minunatele îmbrățișări de la Saturn și Neptun. Deci, posibil unii să fi trăit intens, pasional, mamă ce urâtă e iubirea și cât de agresiv mă simt atacat, pe când alții, din toate aceste provocări, au ieșit niște lucruri minunate sau eliberat niște tensiuni acolo sau calmat niște spirite. Da, poate furtuna e de două feluri, de aia care distruge, dar și aia care reașează un pic apele, reașează un pic aerul în viața voastră sau plăcile tectonice, ce să mai vorbim. Deci posibil să aveți și câteva momente de reală frumusețe odată cu această Venus în Scorpion, care poate fi foarte pasională, foarte
ambițioasă, dornică să se arate, să iubească, să schimbe, cere de schimbat și în urma schimbărilor să se instaleze binefăcătoarea liniște. Cam asta a fost perioada intensă. Gata, de luna viitoare, la capitolul iubire, s-ar putea să vă plictisiți. Nici o planetă nu mai trece pe acolo, gata cu furtuna, gata cu nebunia, încât ori abia așteptați să nu mai fie atâta vânzoleală, ori o să vă lipsească această vânzoleală. Dar important e că se așează apele. Vă simțiți împlinit unii. Poate unii v-ați îndrăgostit și de aici furtuna aia nebunească. Poate unii ați trăit emoții fără precedent și vreți un pic de liniștire a apelor. Poate unii ați început nu de mult, luna trecută, poate ați început niște relații noi, ați schimbat ceva în plan sentimental, pentru că luna trecută a avut loc fază de lună nouă în Scorpion și care probabil încă se mai resimte cam jumătate din această lună până la următoarea lună nouă care va fi în Săgetător pe 13. Deci probabil până pe 13 încă trageți ponoasele lunii noi din luna noiembrie. S-a schimbat ceva, ați început ceva, o nouă etapă, o nouă abordare, o nouă viziune în iubire, o nouă relație, un nou partener, poate tocmai s-au produs în luna noiembrie. Și acum ce aveți de făcut decât să duceți mai departe ce ați început? Să alimentați, să dați apă la moară, la noutatea asta care s-a înfiripat în viața voastră. Unii, da, poate datorită acestei luni noi din luna noiembrie, sunteți la începutul unei relații și începutul unei relații poate fi ori extrem de pasional, mamă ce interesant, că tot timpul la început e multă activitate, dar tot la început e sentimentul ăla de să nu greșesc, să nu pierd ceea ce am câștigat. De-aia vă simțiți un pic nesigur, ca pe teren minat, ca pe gheață subțire, dar și pasional deopotrivă. Scorpionul este energie a pasiunii, a patimii, a multului, dați totul și posibil unii să vă aruncați chiar prea de tot în iubire. Clar că Venus, care se ocupă de iubire într-o zonă care se ocupă de iubire, vine cu mari așteptări, dă totul, vrea totul. Scorpionul cam așa este, vreau totul sau nimic, dă totul sau nu dă nimic. De aceea iubirea pentru unii poate fi la extreme, totul. Că puteți și risca pe aici pe acolo să dați totul și să nu primiți chiar totul, sigur că se poate. Dar rămâne de văzut, poate primiți foarte mult, dar nu dați, poate dați foarte mult, dar nu primiți. Și e o luptă de ajustare a cantităților acestora din iubire. Cât să dau? Eu dau totul dacă vreau totul. Trebuie să vă mai gândiți că s-ar putea cineva să profite de această cupă plină pe care o dați și să nu ofere în egală măsură. E o mică discrepanță între ce dați și primiți. Ori unul dă prea mult, ori altul dă prea mult. Sigur, trebuie să vă aruncați în iubire. E momentul, singurul moment din an, încă din lunile anterioare, așa este. Și octombrie și noiembrie au fost foarte activi, foarte pasionali. Poate unii v-ați trăit iubirea extrem de intens în ultima vreme. V-ați îndrăgostit, ați făcut declarații de dragoste, ați făcut cereri în căsătorie, ați dat mult din voi, dar ați și pretins mult deopotrivă. Posibil să apară și niște mici tensiuni pe aici pe acolo. De atâtea opoziții într-un sector al iubirii mai nasc și dispute, discuții, gelozii, elemente de posesivitate, de vorbe cam aspre. Scorpionul nu e cu mințel, nu stă și zâmbește. Dacă aveți ceva de spus, o să spuneți, la fel și celălalt. Dar din iubire o faceți, poate din prea multă iubire. Pe cât de furtunoasă poate fi zona iubirii, cum am spus, toată toamna, ba chiar și o parte din această lună, Venus va sta în zona Scorpionului între 4 și 29 decembrie, dar și zona cuplului se activează foarte tare. Zona cuplului, căsniciei, a celor căsătoriți, este acoperită de Capricorn, care în sfârșit începe să se miște. De mult nu s-a mai mișcat ceva în Capricorn. Pe 1 decembrie, Mercur intră în Capricorn și va sta acolo până de în ajun de Crăciun. De ce? Pentru că între timp merge înainte, se oprește și se întoarce în Săgetător, unde a fost și la final de noiembrie. Deci, Mercur retrograd în sectorul căsniciei pentru voi.
ca apoi pe 22 decembrie să intre aici și soarele. Astfel încât, iată, între 22 și 24, amândouă planetele de acolo din Capricorn își schimbă ștafeta. Soarele intră în Capricorn, Mercur iese din Capricorn prin retrogradare, întorcându-se în Săgetător. Așa, două trenuri care trec unul pe lângă altul, în direcții opuse. Un schimb de ștafetă, un schimb de informații, un schimb de energii. Parcă ce a observat Mercur pe perioada trecerii pe acolo și a fost destul de riguros, așa, parcă vede niște lucruri, observă niște lucruri, vine Soarele să le rezolve. Pentru că Mercur se va mai întoarce odată aici, în luna ianuarie. Deci pe aici va trece dus întors de 3 ori. Chiar atunci, în preajma Crăciunului, chiar 22, 23, 24, atunci când se produce schimbarea de ștafetă, când una din planete iese și alta intră, Soarele și Mercur se vor și întâlni printr-o conjuncție. O discuție importantă, o privire ochi în ochi între ea și el, parcă până acum unul privea într-o parte, altul privea în altă parte, dar cele două planete care acum se întâlnesc, se văd. Discută, schimbă opinii, schimbă informații, își dau unul altuia replica. Cum e când vorbești cu cineva care stă cu spatele la tine? Nici nu știi, te-a auzit, nu te-a auzit, îmi răspunde, nu răspunde. E, acum veți fi față în față, Soarele l-a dus, Mercur l-a întors. Un dialog acolo s-ar putea produce, din care se vor lua niște concluzii, decizii, căi de mers de acum înainte, spre binele, stabilitatea vieții de cuplu. La urma urmei, Mercur acolo va avea treabă, nici nu intră bine în Capricorn, că deja formează sextile, trigoane, foarte bune sextile, unele dintre ele de 2-3 ori în acest interval. Între decembrie și ianuarie, Mercur va primi sextil de la Saturn de 3 ori și trigon de la Jupiter de 2 ori, foarte bune. Elemente de susținere, elemente de maturitate, elemente de stabilitate, de vindecare, de rezolvare, de clarificare a unor situații, niște aha-uri pe care o să le spuneți la un moment dat, niște discuții care se soldează cu niște înțelegeri. Bine, o facem, ziceți voi. Și cu atâta pasiune în zona iubirii, ar trebui ea și el să se simtă bine unul lângă celălalt. Că Mercur mai zgândăre un pic și trecutul acolo, mai scoate ceva din urmă, vă mai amintiți câte ceva, inclusiv luna plină, tot atunci de sărbători, în sfârșit, în intimitatea voastră de cuplu, mai aveți timp să discutați despre niște aspecte. Parcă a venit vremea bilanțului întregului an. Ce ați făcut, ce n-ați făcut, ce trebuia să faceți. Un dialog, clar că nu o să vorbească unul singur acolo. Cei doi vor sta față în față și vor avea ceva de comentat cu energii foarte diferite. Și între timp, chiar finalul de an, Venus între timp, atunci la sfârșit de an va ieși din Scorpion, deja Marte și Venus vor fi simultan în Săgetător, ceea ce înseamnă o zonă a responsabilității și probabil discuțiile astea chiar de preajma sărbătorilor, că de vă mai găsiți și voi timp să stați de vorbă, vă ajută să luați decizii cu ce aveți de făcut de acum înainte. Hai să facem puncte și faceți o listă cu ce aveți de făcut la anul pe semne. Hai să facem un copil, hai să facem o casă, hai să plecăm, hai să... o grămadă de treburi, că sunteți într-un moment de efervescență la capitolul programare, visare, planificare pentru perioada imediat următoare. Câte idei aveți voi pentru la anul și probabil le veți și duce la îndeplinire, dar unele dintre ele sunt împreună cu partenerul. Că jucați și voi un rol esențial fără doar și poate, luna plină de la sfârșitul anului în ograda voastră, pe voi pune lumină. Poate mai ales pe femei, poate femeile au un cuvânt de spus, dar tot împreună le veți pune în aplicare. Deci spuneți ce aveți de făcut, transmiteți în univers ce vreți să faceți în cuplu, în plan sentimental. Dacă printre dorințele voastre este și găsirea unui partener, de ce nu este un moment ideal să transmiteți în univers taman în preajma sărbătorilor? Că parcă stă Moș Crăciun și vă ascultă. Nu o să vă aducă Moș Crăciun pe făt frumos, dar măcar universul vă ascultă, că sunteți într-un moment de mare putere de manifestare. Cam ce trimiteți voi în univers în perioada asta, cineva stă acolo cu lista și vi le scrie.
planetele astea care intră în Capricorn, Mercur întâi, Soarele apoi, ba chiar și Pluto care mai este încă acolo în Capricorn, zona cuplului, căsniciei pentru voi, au relații bune între ele, sextile, foarte bune sextile. Și Soarele primește sextil și Mercur primește sextil, așa cum spuneam, de la Saturn și de la Jupiter. Și Venus va primi un sextil de la Pluto. Este o lună cu multe sextile, care înseamnă susținere. Vă dă resursele necesare să rezolvați ce e de rezolvat acolo, să puneți minte la treabă, să găsiți soluții de cuplu, să stabilizați viața de cuplu, să o consolidați, să-i dați foc acolo unde e nevoie, energie. O infuzie de energie este în zona cuplului în perioada asta și o continuați și în luna ianuarie, evident. Voi începeți anul cu Soarele în zona cuplului și cu luna plină la voi în ogradă. Este practic luna plină a Capricornului, cum se spune, Soarele în Rac și luna în Capricorn atunci pe 27. Deci puteți spune că 31 decembrie, 1 ianuarie este sub influența acestui eveniment care vă vizează direct și parcă aveți o grămadă de planuri pentru anul, încât cine știe, printre planurile de la anul pentru unii este și o căsătorie, în cazul în care n-ați făcut-o deja. În ce privește munca, și aici aveți activitate intensă, pentru că zona locului de muncă este foarte activă încă din luna noiembrie. Zona serviciului, muncii, pentru voi este acoperită de săgetător care încă din 10 noiembrie se mișcă intens. Pe 10 noiembrie trecea pe aici Mercur, pe 22 noiembrie intra și Soarele, pe 24 noiembrie intra și Marte, iar pe 29 decembrie intră și Venus acolo, încât toate planetele rapide trec insistent prin acest sector. Marte stă mult până pe 4 ianuarie, Mercur intră, iese, că va și retrograda la un moment dat în acest sector. Deci aveți activitate și colac peste pupăză, peste toate aceste tranzite care doar acum se produc. Deci aceasta e perioada din an când sunteți în centrul atenției privind jobul, munca, responsabilitățile de serviciu, schimbările pe care vreți să le faceți. Mai au loc și trei evenimente foarte importante în acest sector. În primul rând, începeți luna cu o rămășiță a lunii noiembrie, cu o minunată conjuncție între Soare și Marte, care nu s-a mai produs de foarte multă vreme. Și Marte, ce este? Element de acțiune, element de vreau, fac, pot, activitate, asumare, responsabilitate, încât unii, poate încă din luna noiembrie, ați dat drumul la niște proiecte importante, când Soarele și Marte au intrat aproape simultan în acest sector. Continuă marile dorințe din perioada asta în ceea ce privește jobul. Pentru că pe lângă minunata conjuncție, care este șansa de a pune niște ingrediente într-o oală și să iasă ceva bun din punct de vedere profesional, un proiect nou, acțiune nouă, o funcție nouă, ambiție nouă, dorință nouă, o creștere, progres, vreau să învăț ceva nou, chestii noi, ce să mai vorbim, în care puneți foarte multă energie. Pe 13 decembrie, deci după ce se mai risipește conjuncția dintre Soare și Marte, pe 13 decembrie are loc faza și faza de lună nouă aici în Săgetător, în zona locului de muncă. Încât unii, dacă n-ați găsit un an de zile job sau, mă rog, cine știe de câtă vreme bateți la uși și care nu se deschid, poate fi acesta momentul. E singura lună nouă din an în sectorul locului de muncă. Bun, poate fi varianta de a începe un job nou, dar poate fi și decizia de a căuta un job nou în cazul în care nu vă mai place ceva din ceea ce trăiți, dar poate fi și decizia de a învăța ceva nou în vederea unui job în perspectivă. Și zona studiului este foarte activată la voi. Zona studiului, a învățăturii, a examenelor, a școlilor este acoperită de pești, unde de multă vreme este Saturn, iar Saturn a avut niște roluri în ultima perioadă și are în continuare. Foarte posibil chiar din noiembrie să fi simțit niște goluri de natură intelectuală, să zicem așa, sau educațională.
aș vrea să trec la nivel următor în plan profesional, dar n-am atestatul ăla, dar n-am școala aia, dar n-am cunoștințele alea, dar n-am experiența aia. V-ați dat seama de aceste goluri și acum căutați căile de a le umple. Școala cu pricina, calificările cu pricina, deci să și treceți la fapte să le obțineți. Sunt mari șanse să terminați cu succes cursuri, școli, terminați anul cu o diplomă, terminați anul cu o recunoaștere. Există așa un iz de sărbătoare în plan educațional, mai degrabă aș spune. Cine știe, un final de an cu o diplomă luată, un atestat primit, o autorizație obținută și care vă deschide ușa către nivelul următor pe care vi l-ați propus din punct de vedere profesional. Alții doar decideți lucrul ăsta și când zic doar decideți, poate abia acum vă vine inspirație, abia acum vi se aprinde beculețul, ori la luna plină, ori la luna nouă, în care vă vine ideea, măi, ce-ar fi să mă apuc eu de învățat puncte-puncte și completați pe puncte-puncte ce vreți să învățați. Și care, în perspectivă, poate nu imediat, că cine știe, durează o eventuală reorientare profesională, vă va duce spre împlinirea voastră în carieră, în viitor. De exemplu, peste vreo 2 ani și ceva, când Saturn va intra în zona carierei, adică în berbec, mai e până acolo. Dar unii pregătiți terenul de pe acum. Ceva, unii primiți așa idei, inspirație, sfaturi, așa din mintea voastră vine ceva, nu uitați, și luna plină, care tot rol intuitiv are, vi se aprinde beculețul. Ce-ar fi să... Posibil unii să intrați în anul nou și pe lista voastră de an nou să fie o mare reorientare profesională, nu doar un alt job. Sigur că pentru unii poate fi vorba și de job, dar la alții poate fi reorientare. Mă duc și fac o facultate, mă duc și fac o post-liceală, mă duc și fac o calificare, mă duc și fac o recalificare. Că de undeva vă vine ideea. Dacă nu ideea, poate vine un sfat sub formă de exemplu. Vedeți la altcineva că a făcut lucrul ăsta. Măi, dar eu nu pot să fac lucrul ăsta. Și o să căutați căile, școlile, profesorii, domeniile spre care puteți vira la un moment dat în perspectivă. Sună foarte bine luna din punct de vedere profesional. La unii se întâmplă lucruri, că Marte este planetă de acțiune și puneți mâna și faceți, la alții doar planificați. Repet, sunteți într-o perioadă cu mari planuri de viitor. Și multe se pot îndeplini mai devreme, mai târziu, dar unele chiar anul viitor. Vă mai spuneam că există un eveniment pe lângă conjuncția dintre Soare și Marte la începutul lunii, luna 9 de pe 13. Mai are loc o conjuncție de zile mari și anume pe 28 decembrie, iată, aproape simultan cu luna plină, de fapt conjuncția se simte câteva zile înainte, câteva zile după, deci practic luna plină din Rahte pe 27 este însoțită de această conjuncție dintre Mercur și Marte în Săgetător, o conjuncție care nu a mai avut loc, cred că de vreo 30 de ani aici în Săgetător. Că în alte variante sigur că au mai fost întâlniri dintre Marte și Mercur. În fiecare an, practic, pe undeva se întâlnesc. Dar nu în Săgetător, nu în zona locului de muncă, încât Mercur e mentalul, ideea, gândul, raționamentul, analiza, dorința, căutarea căii, instrumentului ca schimbarea să se producă, iar Marte vă și deschide ușa, vă dă și apă la moară, vă dă și energie. De aia s-ar putea să terminați unii raci foarte motivați spre o mare schimbare profesională la anul. Unii să schimbați doar jobul, alții să schimbați profilul efectiv, alții să treceți la nivel următor prin școală, prin facultate, prin ce trepte ori mai fi în domeniul în care lucrați, alții să vă eliberați, alții să plecați în sănătate, se poate și lucrul ăsta, alții să vă întoarceți în România, că poate ați găsit ceva. Deci poate fi și o mișcare, o migrație, așa, din punct de vedere profesional. Dintr-o țară într-alta, dintr-o localitate într-alta, nu numai schimbare de job, ci chiar de locație pentru mulți. Că vă vin idei, vă vine inspirație divină, vă vine trigger, hai mai du-te, schimbă, provocări de-astea într-un fel sau altul, de la alții, lumea, poate chiar lumea largă vă dă idei. Parcă vă sună un clopoțel în ureche, ce clopoțel, trâmbiță, de-a dreptul vă sună în ureche să faceți ceva, să acționați într-un fel și să deschideți niște porți spre nivelul următor, că Săgetătorul extinde orizontul, el nu se mulțumește într-o căsuță acolo, el nu stă într-un birouaș, el nu stă într-un atelier,
El vrea mai mult, încât unii acum pregătiți strategia pentru ceva ce s-ar putea produce tocmai la primăvară. O lansare majoră, o extindere de la un job local, îl transformați în național sau internațional, de la ceva mic la ceva macro, de la serie mică transformați în serie mare pe bandă rulantă. E o creștere pentru unii, dar de undeva trebuie să porniți. Și poate fi acesta momentul când vă vine inspirația, ideea, dacă nu chiar apăsați butonul de a începe. E un final de an, nu știu câte lucruri încep la final de an, dar ajunge și intenția pe care să o trimiteți în univers și la anul să vă ocupați de asta. În ce privește banii, vă spuneam că aici poate fi cel mai neinteresant plan al vieții, pentru că zona banilor este complet goală, dar va fi interesantă luna ianuarie. Atunci o să începeți anul cu bănuți. De ce? Pentru că luna plină care acum se produce în zodia voastră, luna viitoare se va produce în leu, ceea ce înseamnă bani pentru voi. Încât nu neapărat acum culegeți roatele. Cred că acum mai degrabă faceți schimbările, acum începeți, acum porniți, acum manifestați niște lucruri și care în anul viitor v-ar putea aduce și niște schimbări de natură financiară. Nu, mai degrabă cred că acum sunteți într-o perioadă de cheltuieli, nu neapărat de a primi bani, că la capitolul cheltuieli toată lumea stă bine și asta o să fiți furați un pic de tot felul de lucrușoare pe care vreți să vi le cumpărați. Mai ales că e posibil să meargă bine din punct de vedere profesional, de mai vin niște rezultate și asta vă îndeamnă să faceți și niște cheltuieli, dar unii s-ar putea să faceți și cheltuieli exagerate, care mai devreme sau mai târziu să dezechilibreze balanța pe undeva. Nu zic că, nu cred că apar sume noi, colosale, dar e posibil aceste conjuncții ale Soarelui, conjuncția cu Marte, conjuncția cu Mercur, care se produc pe parcursul acestei luni, să vă aducă și bani. De la serviciu, cine știe, un al 13-lea salariu, un premiu, o bonificație, poate să vină atunci când Soarele va intra în Capricorn, undeva chiar în preajma Crăciunului, sau poate chiar o acțiune de natură profesională poate va aduce bani la începutul lunii. Deci bani pot să vină de unde? Din muncă și din ceea ce deja aveți pe rol. Dar și viitorul sună bine din punctul ăsta de vedere, mai ales prima parte a anului viitor. Cam asta este luna decembrie pentru voi, mi se pare foarte palpitantă, sunteți vedetele momentului, bucurați-vă de luna plină din ograda voastră și străluciți precum luna care vă reprezintă.